Bună dimineața! Să vorbim acum despre cyber security sau ceva de genul infractori care sunt pe cyber security. Sunt ceva de genul. Bine, sunt un pic cam mici, deci ca să ceva de genul. Sunt un mic infractor și nu vreau să mă prindă și nu știu cine. Și atunci începe să scrieze un mail sau o căsuță de e-mail în altă țară. Numai că se gândește ceva de genul. Cum aș putea eu să scap ca să nu mă prindă? Sunt un european, se vorbește engleză. Să-mi fac în state. Și atunci le vine o idee genială să-și facă mail.ru sau Rusia, știi? Și face acolo. Și mai stai, ce mai stai un pic, mai faci un hike mic, mai nu știu ce, nu știu cum, numai că în CIS toate sunt supravegheate. Mai ceva ca de securitate. Și mâine, păi mâine, te trezești la ușă, ting-tang, cine e? Vechiul KGB. Am venit să vă luăm pe sus că ați făcut infracțiuni cibernetice. Și uite așa, vrei nu vrei, ajungi ca Aldea Teodorovici la cușcă micuță pentru că ai făcut o mică șpăguță și ai scris mail.ru pe aici pe acolo, da? După care te tratează cu la proces, stai în cușcuță, îți vorbește rusește, mai ceva ca, era un film cu cineva, nu mai știu, cu un actor american cunoscut în care era judecat în China, ceva de genul, cu Dragonul Roșu sau ceva de genul. În fine, și îți spune sentința, tu trebuie să stai în mititica, nu știu câți ani, pentru că ai făcut șpăguța mică. Și uite așa, te trezești și cu KGB-ul. Sau dacă mai are o idee și mai creață, pune cu yahoo.co.uk. Și mai bine, acum că e în Brexit, nu-ți mai vine fostul KGB, îți vine MI5. Și uite așa, te duci în Marea Britanie, la Bulău, parcă și văd, în Rusia, vorbindu-ți frumos și toate cele cu infractori, care mai de care. Păpușa, nu vrei să fii a mea nevastă? În rusă? Mamă, ce mișto! Sau pe Yahoo, când îți vorbește englezește. Știi tu cum? Așa. Dacă ești americanește, yahoo.com sau altceva, și mai bine, frate. Și mai bine. Vine un negru mare și așa, cu un salam de Sibiu și bagă în tine până ți ies ochii ca la cepe. Interesant, nu? Nu, eu nu vreau, eu vreau să scap. De ce nu băgați și pe cele chinezești? Poate vă treziți și cu cine mai știe ce servicii secrete chinezești. Hai, o zi plăcută în continuare!